Vă salut, ciobănaș. Astăzi vă prezint de fapt oile, că sunt mai multe. Dar oaia care mână tot cioporul. Asta e oaia care mână tot cioporul. Sau cu clopot. Și celelalte cu clopote cu minți vin la mână. Dar asta e oaia mea de când a fost mic. Dacă vreau pot să-i blochez clopotul. Așa am învățat un cioban. Că... Hai și tu. Hai mă, noroc. Măi. Oile pasc. Și asta nu mă lasă în pace. Așa am învățat un cioban bătrân. Că oile care... Să pun clopote pe oi care... care vin la mână. În primul rând că le aduce pe toate. Și în al doilea rând, dacă vrei, poți să blochezi clopotul. Înainte să folosa chestia asta, mânca o cultură. Haidea. Haidea. Hai ochi. Na, fata, hai. Haidea. Na. Haidea. Hai, fata mea, hai. Hai, fata mea. Hai, fetele. Mai am și pe alante clopote. Pe alante n-am pus-o că e șută, de-aia nu i-am pus clopot, că am pe asta. Majoritatea am cu coarne pus în clopotele. Asta e singura care e șută, care are corn, care are clopot. Înainte, așa ziceau ciobanii, că puneau clopote pe voi care veneau la mână ca să le poată bloca. Băgau iarbă sau știu ceva. Și atunci puteau să intre cu ele pe culturi. Acum nu mai poți să faci chestia asta. Acum sunt camere de vânătoare, le amplasează în copaci, imediat te prinde sau eu știu, drone. Dar înainte se putea. Pe vremea lui Ceaușescu să făcea chestia asta. Mai și cu știrea lui aia de pe acolo, mai na. Haidea. Hai, Ochișa. Haidea. Asta e oaia bătrână. Haidea, hai, fata mea. De obicei, la mine, asta duce oile și capre. Dacă strig fetele, imediat vin capre. Hai, fetele, hai! La unde or fi căprițele? Hai, fetele, hai! Hai, fetele, hai! Hai, fetele, hai! Hai că plecăm, hai! Haideți! Haideți că plecăm, hai! Haideți că plecăm! Haidea! Mitică, nu le speria, mitică! Haidea, fata, hai! Hai că plecăm, hai! Haidea! Hai că plecăm, hai! Hai că plecăm, hai! Oile fluier pe mai multe fluiere, nu? Am ăsta care le chem. Și ăsta le strânge grămat. Scola câini.